Repetă de 5.000 de ori. Victoria, ce ai de gând să faci? Mâna i-a luat foc! Oh, nu! Cine e acela? A fost aici de prea mult timp! Nu! Dar uite, Hannah e aici să te ajute! Ea are acest stilou triplu! În acest fel, poți scrie acea propoziție de mai multe ori! Uite, am terminat! E bine să ai prieteni, nu? Norocul tău, fato! Oh, firar! Ce-i asta? Gustări? Nu e permisă mâncarea! Nu a fost clară? Le confis! Stop! Ai vreo gustare cu tine? Ha? Nu! Am doar cutia mea de creioane! Cutie de creioane? Ia să investighez! Ha? E frumos! Tu ai făcut-o? Da, eu am făcut-o! Frumos! Mulțumesc! Succes! Ce inteligent! Iam! Wow! Stai așa, Victoria! La 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 la! Ha? Ce se întâmplă? Victoria! Victoria! Arată-mi din nou! Așteaptă! Uite! Vezi? Deschide și scoate-l! Ce nebunie! Mai întâi, voi avea nevoie de niște hârtie colorată, farfece, un cutter și un stilou. Oh, și o cutie Pringles veche. Mai întâi tragi o gaură în felul ăsta. Apoi tai-o așa. Acum să tăiem marginile de pe capac. Și desigur, trebuie să adaugi niște gustări minunate acolo. Ai grijă să nu le mănânci. Ok, acum pune capacul deasupra. Acoperă totul cu hârtie colorată și adaugă creioanele și pixurile. Voila! Totul e gata! Așa de frumos! Ha? E pentru mine? Oh, da! Sunt tare! E cea mai bună zi! Această profă e pusă pe afaceri. Bună dimineața, profa! Îmi pare rău că nu am avut ocazia să-mi termin micul dejun. Nu ai voie cu gustări la ora mea! Nu vă faceți griji, aproape am terminat! Dă-mi-le! Victoria își ronțuie gustările și tocmai a văzut ce se întâmplă. Doamne! Oh, nu! Unde să le ascund? Profa! Nu! Dă-mi ciocolata! Ai grijă? Doamne, ce dezastru! Biata Victoria! Toate dulciurile ei sunt peste tot. Între timp, Anthony încearcă să salveze ciocolata prețioasă. Dă-mi-le? Nu! Ciocolata mea! Acum du-te la oră! Între timp, Victoria își adună dulciurile. Ah, nu văd nimic de părul meu, agrafele mele de păr. Așteaptă, am o idee. Mă întreb ce a trecut prin cap de data asta. Privește! Delicios! O să iau asta și o voi pune pe o agrafă. Frumos, nu? Vreau să le mănânc imediat. Dar nu, voi aștepta. În continuare, să punem cele mari pe agrafele mele de păr. Vezi? Ok, acum sunt pregătită și stilată. Pe curând! Bună dimineața, profa! Stop! Ai ceva de mâncare? Fără mâncare la mine. Și ce e asta? Ce e ce? Aceasta arată ciudat! Ah, nu înțeleg deloc această modă! Ok, du-te! Piu! Planul meu a funcționat! Frumoasă și deșteaptă! Voi îndeplini sarcina asta! Vei vedea! Vai, Anthony e pe val la ora lui de literatură astăzi, dar oh nu, creionul lui! Ce? Nu, acesta e un dezastru! Hei, poți? Ce s-a întâmplat, Anthony? Victoria, e atât de tare! Ok, nu e rău! Hai, Victoria, poți să cer împrumut o ascuțitoare de creioane? Te rog frumos! Sigur? Mulțumesc! Oh, ea e cu siguranță cea mai tare fată pe care o cunosc. Ah, și așa de frumoasă. Așa de frumoasă. Poate vrei să te uiți în altă parte, Anthony? Hei, ce faci? Hei, pământul către Anthony?
Poftim, Victoria! Mulțumesc! Ce e asta? Ce? Arăți îngrozitor! Ea crede că sunt urât! Stai, creionul meu! Aceasta e cea mai proastă zi! Cred că va trebui să încerc să scriu așa! Ce mai contează? Victoria mă urăște! Acum mă simt prost! Ce pot să fac? Așteaptă! O sticlă goală? Știu! Victoria a decis să-i facă lui Anthony ceva. Ea folosește o sticlă goală. În primul rând, ia partea superioară și cu ajutorul unui pistol de lipit, lipește de el o ascuțitoare de creioane. Să-l punem înapoi pe băiatul ăsta rău, nu? Vezi? Mai mult spațiu pentru ras! Ok, hai să o testăm! Și da! Funcționează! Să-l înveselim pe Anthony! Hei, Anthony! Hei! Ce? Uite, am făcut asta pentru tine! Ce-i asta? Ha? Un creion? Stai! Știu ce-i asta! Bănuiesc că te place până la urmă, Anthony! Victoria, ești genială! Oprește-te! La 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 la! Profa nu e aici? E timpul pentru un selfie! Și încă unul? Și încă unul! Victoria, fă poză cu mine! Arătați bine, fetelor! Nu! Ce e asta? Ai văzut-o pe profa venind? Nu! Hena e îngrozită! Oare profa i-a luat telefonul? Ce e asta? V-am spus! Fără telefoane la ora mea! Nu! Vă rog, nu luați! Ce dezastru! Stai puțin! Creioane, am o idee! Ce e asta, Hena? Un pistol cu lipici? Se pare că face o husă pentru telefon din creioane! Arată super! Dar o va păcăli pe profă? Una în felul ăsta și din acest unghi. Și, iată că vine, o să pun asta aici. Ei bine, cum merge treaba? Fără telefon? Uite, profa, îți place desenul meu? Arată bine! Wow, Hena, se pare că ai reușit să păcălești pe profă! Acum poți să-ți faci selfie la ore! E timpul să vezi rezultatele testelor! Anthony și Victoria se simt încrezători! Nu! Hena a primit un 4! Ce? Dar am învățat! Cum s-a întâmplat asta? Se pare că nu ești doar tu! Victoria a primit și ea un 4! Anthony, 4 și pentru tine! Prostii! Îl voi șterge! Hai! Te voi șterge! Va folosi Victoria o agrafă pentru a șterge nota proastă? Nu! Ai distrus hârtia! Acum nu o poți șterge! Dar stai! Ea folosește un pistol de lipit? De ce? Încearcă cât vrei, dar nu cred că va funcționa! Arată foarte rău! De ce ai nevoie de un pistol de lipit? Hena, să vedem! Ea pune lipici cald pe o rezervă! Apoi o pune peste nota proastă! Și voilà! Nota e lipită de lipici! Fără 4 pe hârtie! Ce genial! Hârtia e bună ca nouă! Acum poți adăuga nota dorită! 10 cu steluță, desigur! Ce? Cum a făcut asta? Știu! Pot să-l fac mai ușor! Doar taie și scrie una nouă! Sunt un geniu! Copii, ce faceți? Nimic! Sunt unele foarte bun! Am un 10 plus! Nu sunt așa de bătrână! Nu mă poți păcăli! Voi doi, mergeți la detenție! Ei bine, nu toată lumea e un câștigător! Cine e cel mai bun student acum? E timpul pentru un pic de reîmprospătare! Ce? Trebuie să merg la oră! Nu, așteaptă! Anthony și-a amintit ce s-a întâmplat ultima dată când și-a pus o doză deschisă în geanta așa! Nu, nu! Lucrurile mele! Nu pot lăsa să se întâmple asta din nou! Hei, Anthony!
Hei, stai! Am nevoie de sticla aia goală, am un plan! Oh, ce face? E așa de... Hai să plecăm de aici! Unde e? Iată-l! Voi folosi această sticlă goală pentru o mică creație! Anthony a decis să-și modernizeze cutia de Coca-Cola și să o facă să nu se verse! Taie o mică parte dintr-o sticlă veche, o atașează la doză și voilà! Gata! Ce deștept din partea mea! Nu voi strica niciodată lucrurile din cauza unei cola vărsate! Verifică asta! Vezi? Gustos și nu se varsă! Gata de oră! Se duce direct în geantă! Da, nu mai am nevoie de asta! Hei, ce fac Hannah și Anthony? Încearcă să trișeze la testul de matematică? Oh, nu! Ai grijă? Vine profa! Oh, nu! Ce facem? Știu! Hai să scrie peste ele! Bine, dar grăbește-te! Grăbește-te! Încerc! Repede, e aproape aici! Ok, stai! Aproape am terminat! Și gata! Cum merge treaba aici? Ok, continuă! Succes! Asta a fost aproape? Anthony, ce ai făcut? Nu pot citi niciuna dintre ele! Păcat! Cred că nu a fost o idee grozavă până la urmă! Ce vom face acum? Stai o secundă! Cred că am o idee! Ia să încerc ceva prima dată! Hei, ce faci? O să desenez puțin pe ele! Ce? Crede-mă, va funcționa! Nu înțeleg! Stai, aproape gata! Ce? Nu! Acum ce e? Așteaptă! Acum văd ecuațiile! Nu pot să cred! Wow, Anthony, ești genial! Da, chiar sunt! Bine, hai să terminăm cu acest obraznic! Hei, ia să încerc și eu! Succes! Hei, fetelor, vă pregătiți de oră? Dar începe să pară ca un fel de competiție! Cine le are mai bune? Tare, Victoria! Frumos penar! Dar Hannah are acest penar roz pufos și un manual de unicorn moale! E așa de drăguț! Renunță, Victoria! Nu vei găsi nimic mai bun în geantă! Am găsit-o! Un pachet de gumă? Serios, nu e așa de impresionant! Dar se pare că Hannah își dorește cu adevărat! Nu! E toată mea! Nu vei primi nicio mușcătură! Așa de gustos! Vreau și eu! Uite-o pe profa! Fără bomboane în sala mea de clasă! Scuipo? Iac! Scârbos! Bine, dă-mi guma ta! Bine! Hannah e foarte fericită de eșecul prietenei sale! Dacă ea nu poate avea gumă, nimeni nu poate! Uite, Victoria tocmai a luat un distribuitor de bandă de pe biroul lui Hannah. Pentru ce are nevoie de el? Scoate banda, ia guma preferată și pune-o înăuntru. Pur și simplu. Acum poți strecura guma oriunde vrei. E foarte inteligent din partea ta, Victoria. Acum te poți bucura de Hubba Bubba fără ca profa să-și dea seama. Așa de bună! Ce? Vreau și eu! Fetelor, de ce nu lucrați? Profa, uite, pe masă, e gumă! Crede-mă, ia-o de la ea! Ce vrei de la mine? Nu încerca să-mi faci o glumă, domnișoară? Se pare că nimănui nu-i plac părucioșii! Vrei puțină? Nu-ți dau! Bine, ia, glumeam! Nu primești gumă, Hannah, nu astăzi! Ce desenezi? Yikes! Victoria, al tău e mult mai rău decât al lui Hannah! Nu ar trebui să sar peste lecțiile de desen! Ce-i cu acel zâmbet răutăcios? Simt pericolul? Oh, nu! Desenul lui Hannah e distrus! Și acum se comportă total nevinovată? Ce-ai făcut? Nu e bine, Victoria! Omul de serviciu e aici să-și facă treaba! Urăște când tinerii fac mizerie în clasă! Dar stai, Hannah tocmai a văzut ceva... Hei, pot lua asta? Te rog, chiar am nevoie! Ia-l, mă rog! Ce urmează? Lipești bandă adezivă pe birou? Pentru ce? Nu înțeleg! Aha, e genial! E un suport pentru pahare cu apă! Acum nu se va vărsa sau așa ceva! Iac, ce desen îngrozitor!
Oh, nu! Omul de serviciu nu va fi încântat pentru asta! E timpul să începi un nou desen superb! Ce? Începe unul nou? Va fi din nou mai bun decât al meu! În niciun caz! Nu voi lăsa să se întâmple asta! Yikes! Se numește karma, cred? Uită-te la desenul tău ruinat, Victoria! Dar ce pot spune? Nu e cu mult mai rău decât a fost la început! Acum nimeni nu va întrerupe desenul Henei! E aproape timpul pentru marele test și studenții sunt speriați! Cum vom face? Hei, psst! Psst! Ha? Ah, Victoria! Ha? Anthony? Ce? Hei, nu-ți face griji? Am ceva ce ar putea fi de interes pentru tine! Am tot ce ai nevoie pentru test! Da, am nevoie de asta! Iată, îți voi da tot ce am pentru el! Ia asta și asta, ia tot și asta! Grozav! Schimbăm! Poftim! Ia cravata asta! Oh, wow! Minunat! Mulțumesc, străin înfiorător! Wow! Oh, wow! Bine! Iată, ce-mi dai la schimb pentru un sneakers? Un baton? Ha! Bine, presupun că-ți pot vinde asta! O fițuică ascunsă într-o radieră uriașă! Oh, wow! Uimitor! Mulțumesc, străin înfiorător! Ok, fetițo, ce ai pentru mine? Oh, așa-i! Am această bombonică? Ce? O bombonică mică? Glumești cu mine? Ah, mă rog, dă-mi-o! Vino la mine, bombonico! Bine, la revedere acum! Hei, ce? A fugit cu bomboana mea? Ce înșelător! Bine, am nevoie de un plan mai bun! Corect, ultima soluție, să vedem dacă funcționează! O să le fac poze! Bine, bine... Nu, telefonul meu! Piu, nu s-a spart, dar stai, am o idee! Da, uite, funcționează! Minunat! Oh, piu, fițuicile de hârtie sunt așa de învechite! Bine, e timpul să termin acest test! Bine, hai să primim un pic de ajutor! Oh, da, funcționează! Yes! Ofirar, profa! Ia să-mi folosesc scannerul! Ce? Ce-i asta? Anthony? Acum ai probleme mari! Oh, nu! Bine, veniți la mine răspunsuri! Confisc asta! Victoria, sunt așa de dezamăgită de tine! Bine, Hena? Nu am nimic! Ha? Nimic? Oh, Hena, ești singura mea speranță! Mulțumesc, doamna profesoară! Ha? Ce-i asta? E o idee așa de bună! De ce nu m-am gândit la ea? Oh! La 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 la!